Și acum despre piața muncii. Cele mai recente date arată că mai mult de jumătate dintre salariații români nu se simt apreciați de patroni și, prin urmare, nici motivați să se autodepășească. Iar această situație se întâlnește și la stat și la privat. Haideți să le luăm pe rând. Un studiu recent arată că 55% dintre angajații din mediul privat nu se simt apreciați de cei care i-au angajat. Ba, chiar au temeri majore legate de activitatea lor în câmpul muncii. Încă și mai mare este procentul salariaților de la stat care simt că munca lor nu este apreciată. 63% din aceștia se simt descumpăniți, așa că n-au nicio motivație să se autodepășească cumva profesional. La întrebarea cât de motivați sunt să se autodepășească, românii care lucrează în sectorul privat se simt în ansamblu mai motivați decât cei care lucrează la stat. Raportul e de 45% la privat versus 37% la stat. Și să vedem acum și ce temeri au angajații noștri. De departe, cea mai mare frică este aceea de a nu mai avea timp pentru viața personală. Cu toate acestea, peste 27% dintre respondenți ar alege un loc de muncă solicitant, dar cu beneficii salariale motivante totuși. Pe locul 2, în temeri, se află teama de a face greșeli majore sau de a eșua în proiecte importante, iar pe locul 3, teama de supra-solicitare. În schimb, flexibilitatea programului și echilibrul între viața personală îi motivează pe angajați. În mediul privat, 48% dintre persoane spun asta, iar în mediul public, 29%. Pe locul 2, se regăsește nevoia de recunoaștere și apreciere din partea colegilor, din partea conducerii, spre exemplu. Regăsim un procentaj egal și la stat, 30% pentru privat și pentru public, așadar. Acest sondaj a fost realizat pe un eșantion de peste 2000 de angajați din România, participanți la cursuri autorizate de perfecționare în câmpul muncii.